astăzi alături de voi o zi minunată. Trebuie să știți că ați fost grozavi, ați fost cei mai buni toți dintre voi. Frumoși sunteți, isteți și ați dovedit astăzi că sunteți și foarte talentați. Să știți că jurul a avut astăzi o misiune cât se poate de dificilă. Ați văzut cât am zăbovit noi pe afară până când am reușit să facem un oarecare clasament. Asta nu înseamnă că cei care sunt în clasament pe o anumită poziție ar fi mai puțin talentați decât ceilalți. La orice concurs se face o ierarhizare și juriul a făcut o asemenea ierarhizare și o să vă prezentăm imediat ordinea care a ieșit în urma jurizării. Înainte de aceasta, mulțumim colegilor noastre și copilașilor care au prezentat programe în afara concursului. Și acordăm o diplomă de participare grupului Zestrea, clasa a 3-a B de la Școala Generală numărul 7, grup pregătit de doamna Crișan Rodică, pentru prestația artistică deosebită. Doamna Crișan sau cineva? Haideți după diploma! De asemenea, tot de la Școala Generală numărul 7, clasa a 4-a B, grupul STAR, învățătoare Crâncean Maria. Și apoi grupului folcloric al claselor a 3-a, de la Gimnaziul Liviu Rebreanu, pentru prestația artistică deosebită. Și de asemenea grupului de dans sportiv de la Gimnaziul Augustin Maior Reghin. Și acum, dragi mai înghept, respirăm adânc. La concursul Ritmurile Copilăriei, faza județeană, se acordă mențiune grupului Miorița de la Gimnaziul Serafim Duicu Târgu Mureș. Învățătoare Georgeta Ține. Felicitări! Să rămâi puțin. Mențiune grupului Doreni de la Școala Generală Cristești, pregătit de învățătoarea Mariana Cartan. Felicitări! Mai puțin rămâi, te rog, să rămâneți că primiți și vegetarul. Premiul 3 se acordă grupului Rândunelele de la Gimnaziul de Stat Mihai Viteazu.